Salutări și bine... Cancer. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu reacție, ca de obicei. Astăzi vom reacționa la goluri marcate împotriva fostei echipe, iar unii jucători vor fi respectoși, unii nu. Ce urât din partea lor. Sau ce frumos. Da, după cum vedeți, acest videoclip este filmat în 1080. Avem calitate, frate, nu vrăjeală. Da, cred că primul videoclip filmat în 1080p. Sper să se vadă mult mai bine, așa că bucurați-vă. Da, o să mai filmez acum câteva videoclipuri cu reacție până apare FIFA 20. După o să o las mai mare cu reacțiile. RIP reacții după FIFA 20. În fine, hai să reacționăm aici la golurile astea, să vedem ce fac jucătorii ăștia, dacă se bucură sau nu împotriva fostei echipe. Primul este Luis Suarez. Ăsta sigur se bucură, că are un caracter, nu vreau să fiu rău, dar are un caracter jegos. Suarez aici marchează împotriva lui Liverpool. Normal, le face și de alea cu ș. Da, n-ai ce să ceri de la Suarez, chiar are un caracter zero. Dacă avea puțin respect, nu se bucura, dar asta e. Echipa asta l-a făcut mare și acum N-am ce zice. Oricum nu mă așteptam la Suarez. Sané vs. Schalke. Sané, ia să vedem. Marchează acolo, dar nu se bucură. Uite, frate, aici da. Aici respect și marchează un gol absolut fenomenal. La asta chiar merita să te bucuri. L-ai dat forță. Dar Sané, un caracter impecabil. Nu se bucură aici. Mai departe, l-avem pe Alexis Sanchez vs. Arsenal. Marchează aici. Ia să vedem cum marchează. Trece de ceh acolo. Și marchează. Foarte bun golul. Suarez, auzi cele mele. Sanchez se bucură, dar nu așa, într-un mod foarte evident, ca să spunem. Foarte bun golul marcat de Sanchez. Mohamed Salah vs. Chelsea. Ai ca și jucat la Chelsea dacă e. Mult rău. Mai mult a fost ținut pe banca de rezerve. Dar în fine, marchează un gol absolut fantastic. Și celebrarea aia specifică lui, care o să fie băgată și în FIFA. Ceva gen că este calm. Dar Chelsea mai mult și-a bătut joc de el. Roma, zic eu că l-a făcut un jucător mult mai bun. Fantastic golul marcat de Salah în vinclu acolo. La Paianjen. Quagliarella vs. Napoli. Mamă, ce gol a dat, ești nebun. Mamă, cum l-a băgat. Forță, mamă, cum l-a dat. Nici nu știam că a jucat Quagliarella la Napoli. Hai, mă duc acasă. Chiar dacă sunt acasă. Cristiano Ronaldo vs. Manchester United. Marchează aici Ronaldo. Se bucură. Bă, se bucură. În fine, își arată acolo six-pack-ul ăla. Dacă mănâncă numai salată, da, are six-pack. Ok, Sturridge vs. Chelsea. Sturridge acolo, un gol absolut genial. Stai mă, Sturridge a fost la Chelsea? Asta nu știam, chiar nu știam că a fost Sturridge la Chelsea. Dar gol a fost fantastic. Rakitic vs. Sevilla. Hai că atins-o Rakitic dacă e. Nici n-am văzut să o atingă. Oricum nu s-a bucurat Rakitic acolo. Lewandowski vs. Borussia. Aici chiar sunt curios, nu știu dacă se va bucura sau nu Lewandowski. Dă gol acolo cu capul. Foarte bun golul lui Lewandowski. Ce drept era ușor de dat. Și eu dăteam de acolo. Ok, încă un gol de aici Lewandowski, cred. Da, din nou cu capul. Sturridge din nou marchează. Mamă, și ce gol de Sturridge. O farfecă acolo fantastică. Marchează Sturridge. Bine, rău, bine, n-am ce zici. Boom! Rafinha vs. Inter Milan. Nici nu știam că a jucat la Inter Milan, sincer. Nici la Barcelona nu prea a jucat. Ok, Higuain vs. Real Madrid. Nu știu ce meci ăsta. Cred că dintr-un turneu de pregătire. Higuain aici șutează, Higuain și marchează. Giaccherini vs. Juventus. Nu știam că a trecut pe la Juventus. Marchează din penalti, nu se bucură. Cum e la Chievo. Ryan Babel vs. Liverpool. Trece acolo și marchează Ryan Babel. Nu se bucură. Dar uite, tot ține cu Liverpool. S-a vopsit roșu în cap. Da, și aici nu pot să fă bine, dar până la urmă marchează acolo Ryan Babel. Și aici se termină videoclipul. Nu prea am avut ce să spun în acest videoclip. Chiar n-am știut cum să comentez. Totuși, dacă v-a plăcut, lăsați acolo un like, să strângem și noi 1000 de like-uri. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.